Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu un video nou despre o afacere nouă care abia se deschide. Afacerea se numește Coin Nuggets. Dacă ne uităm la timerul acesta, se vede că până la deschidere, care va fi pe 9 iunie, au rămas 13 zile. De ce vă recomand cât mai repede să vă încadrați în acest proiect? Pentru ca să puteți intra gratis în acest proiect din momentul startului. Cu toate că, chiar și după start, se poate făcut ceea ce o să explic acum, ca să aveți mai multe locuri în acest proiect. Deci, în acest proiect se poate intra gratis sau se poate intra cu bani. Dar majoritatea oamenilor nu au bani. De ce prin asta și interesant proiectul dat că se poate gratis? Ce e ce interesant? Aici e un proiect unde noi ne uităm la reclame. O reclamă pe zi se permite, care ne aduce jumate de cent. În 10 zile noi acumulăm 5 cenți, care nouă ne-i de ajuns ca să intrăm în matrice. Deci, și sunt două matrice. Prima care, dacă o terminăm, câștigăm $280, iar sponsorul, persoana care ne-a invitat, $25. Aici primim bonusuri doar din prima linie, deci din persoanele care i-am invitat. Acum, când terminăm prima matrice, automat primim loc în matricea a doua, care intrarea deja e 25, dar când o finisăm, în sumă noi câștigăm $1.000.000. Deci, de ce 1.000.000? Că se câștigă, uitați-vă, când trecem o matrice, la prima matrice 3 pe 1. Adică a intrat în matrice și 3 oameni subțin dacă sunt, ai primit 25. Automat, ai primit și plata pentru intrarea în a doua matrice. Ai trecut-o pe a doua, mai primit încă 25. Și automat intrarea într-a treia. Și tot așa până treci toate. Deci, în sumă, când adunăm toate bonusurile acestea, este 1.000.000. Iar sponsorul primește 25.000. De ce eu cred că acest proiect va fi de foarte mare durată? Deoarece autorul acestui proiect, Michael Weber, el este un administrator de proiecte foarte cunoscut. Unul din proiectele lui, de pildă, este X100K. Care, de pildă, are 678.776, ca exemplu. De ce încă mai socot că o să fie accesibil? Uitați-vă, alt proiect, de pildă, care are 10 ani. ClickSense. Mulți o știu. Din 2007. Aici o reclamă tot în jur de jumate de cent. Uitați-vă aici câți oameni sunt deja înregistrați sau s-au înregistrat. Nu, sigur, test lucrează. 7.869.912 persoane. Deci, clicurile sau reclamele sunt de durată. Dacă ele au prețuri reale. Deci, prețurile la un click, deci site undeva e un cent. Mai decent și depinde de durat. Deci, ce vreau să mai spun aici? O să studiați, eu am făcut de pildă calcule mai precis, de pildă aici intrare, cât iese, ce și cum. Uitați-vă, prima matrice când intrăm, noi putem intra aici gratis, căci 5 cenți noi le adunăm în 10 zile. Acum o să arăt cum le adunăm. Uitându-ne la reclame în interior, câte o reclamă pe zi. Când se deschide matricea, pe 9 iunie o să vedem proiect, adică când se va deschide, dacă o să fie mai multe reclame ori nu. Acum, când noi trecem matricea aceasta, da, să arăt aici. Ce se întâmplă, încă interesant? Un mecanism care va face proiectul să fie pe ani. De ce? Acum o să vă explic.
mai detailat. Deci, când terminăm prima matrice, nu ni se ia $20 pentru a avea posibilitatea în fiecare zi să deschidem câte un loc în matrice nouă. Deci, 400 de locuri timp de un an. Nu e așa greu să deschidem. De ce 400 de locuri? Uitați, $20. Pentru care se ia $20. Dacă împărțim la cât costă un loc. La început. 5 cenți. 9 luni se primește 400 de locuri. Deci cât e un loc pe zi? Deci toți oamenii care au trecut matricea aceasta. Și-a primit $280, el automat generează încă 400 de locuri timp de un an. Sau în 4 de zile. Deci asta aici scrie că o să știți condițiile. Eu deja asta am studiat. Dar pe zi se va putea numai mult de 5 locuri de făcut noi, adică o persoană. Se permite încă de făcut 3 înregistrări de pe un calculator, dar toate persoanele trebuie să fie reale. Adică puteți într-o familie să aveți 3 conturi. Deci, cum se face înregistrarea? Cum să arăt? Deci, foarte important, când apăsați pe linkul de referral, la voi să fie persoana care v-a invitat aici. Dacă nu o să fie, adică o să fie problem. Deci, dacă s-a apăsat linkul de referral și v-ați uitat, ați intrat pe un site pe altul și aici când ați înregistrat, e curat, intrați din nou pe linkul de referral. Deci, după ce am intrat pe linkul de referral, apăsăm pe Join Now. Și aici trebuie să fie persoana cine v-a invitat. Și deci, și tot introducem peste tot, deci, nume, prenume, adresa, deci strada, localitatea, regiune, podul coștal, țara, e-mail-ul. Da, deci am început să fac completarea și n-am terminat. Ca exemplu, ca să nu fie prea lung. Eu mai fac pentru sora mea. Ca exemplu. Căci ca să vă arăt aici cum se face sarcina pe zi. După ce am introdus e-mail-ul, login-ul care îl dorim, parola, repetăm parola și aici introducem captcha care îl vedem aici. Și apăsăm pe registru. Așa. Și ceva.
Deci, dacă am introdus tot corect, nu ne pare așa ceva că pildă Mariana Stepanu. Felicitări. Acum trebuie să intrați pe e-mail. De la 10 până la 5 minute trebuie să vii o scrisoare pe care trebuie să activăm contul. Și deci intru în e-mail să văd dacă a venit scrisoarea. Reanuiesc. Deci uitați, a venit scrisoarea. Aici, ca regulă, în final scrie numărul deja 5869 de oameni, sau 59 înregistrat. Deci apăs și activez. Și aici scrie că BN validate, adică am validat. Și pot acum intra în cont. Deci când intrăm în cont, uitați-vă, aici am fiecare zi, apăsând pe click here, deci pe butonul acesta albastru, noi acumulăm 0,05 dolari. Și așa adunăm 0,5, adică 0,05 cenți adunăm. Din 10 zile adunăm taman până la start. Dacă s-a văzut acolo. Deci sunt încă 13 zile. Deci aveți... Deci ce se întâmplă? S-a donat 0,5 sau 5 cenți în cont. Continuați și donați alte 5 cenți pentru alte poziții. Deci de fiecare 5 cenți puteți cumpărați poziție nouă. Și fiecare poziție vă aduce 280 de dolari. Deci, dar eu dacă uitați, dacă eu intru aici, acum vedeți prima dată când intru, nu-mi de voie, că deci eu încă n-am început activarea. Dar butonul acesta, o dată pe zi trebuie trecut. Și acum, când am apăsat, mi se deschide o reclamă, 4 secunde trebuie să treacă. Și pe urmă ea se închide. Acum, intru aici. Și am primit, vedeți, 005. Acum, aici o să fie informația de câți referale avem invitați direct. Și aici câte poziții o să avem deschise, câte matrice. O să ocupăm loc. Acum, aici este o informație, cine vrea să intre cu bani, deci el poate să depună deodată bani în cont, dar minimum 45 de dolari 0,5. De ce 45 0,5? Pentru că 0,5 trebuie pentru prima matrice, 25 de dolari pentru a doua matrice și 20 de dolari pentru cele, cum am spus eu, 400 de poziții în avans comandate, câte una pe zi. Deci cine vor să intre cu bani. Iar restul care nu au bani sau sistem, este varianta asta cu reclame. Deci am uitat 10 zile. Am deschis o poziție. Am uitat 10 zile. Încă o poziție. Deci e destul de super. Proiectul din punctul acesta de vedere. Și eu cred că o să fie pe ani. Acest proiect al lui precedent așa mai activează. Dar mai încet deja... El a avut o matrice acolo. El, Michael Weber, este, specializează în matrice. Și matricea asta care el acum a creat-o, el se dezvolte mai repede. Și intrarea cu 5 cenți, ăsta nu sunt banii cei care e greu de găsit.
Acum, unde găsim linkul de referral? Intrăm la Promotion Center. Și aici este linkul nostru de referral, care îl dăm la cunoscuți că ei să se înregistreze. Deci, acum v-am făcut cunoscut cu un proiect care va fi pe ani, eu cred. Doar trebuie să fiți mai insistenți, în sens că să lucrați, că banii chiar și puțini trebuie de lucrat pentru noi și deci nu cade nimic din pod. Cu stabilitate, adică se poate de ajuns la un rezultat, cred că foarte bun. Cine o să aibă sârguință, posibil că o să ajungă și în matricea a doua la acea de 1 milion. Deci unde, uitați-vă că încă un moment, nu primiți bani când doar terminați matricea, dar când ați trecut, vieți ați trecut primul nivel, ați primit 0.5, a doilea ați trecut, 0.5, ați trecut a treilea, încă 25 cenți, ați trecut a patrulea, 3,65 dolari, ați trecut a cincilea, 276. Acum, la asta de 25, tot așa, 25, 25, 100, 6.000, 103.000, 890.000. Și principalul ce n-am spus, că plățile ce se fac doar prin Bitcoin. Deci, discos banii putem doar prin Bitcoin, portofel. De ce faceți-vă portofel Bitcoin să aveți și nu vă temeți să mă contactați pe Skype, că ce dacă ceva nu se primește. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.